Botoșenii vor circula pe drum asfaltat între comunele Dimăcheni și Corlăteni. Constructorul care a câștigat lucrarea de modernizare a drumului județean 292A a început să toarne primul strat de asfalt pe sectorul de drum de 2,5 km care leagă cele două comune. Șantierul a fost vizitat marți de președintele și vicepreședintele Consiliului Județean Botoșani, Doina Federovici și Dorin Birta, însoțiți de directorul Direcției Județene de Drumuri și Poduri, Cătălin Gheorghean. Calitatea lucrărilor este foarte bună. Sunt mulțumit de cum decurg aceste lucrări. Sperăm în cel mai scurt timp să finalizăm acest tronson de drum. Modernizarea drumului județean 292A Corlăteni-Dimăcheni presupune lucrări la structura căii derulare, care va fi lărgită, modernizarea unui pod care trece peste Jijia, a unui podeț, precum și turnarea a 3 straturi de asfalt. De asemenea, se vor reface și rigolele. Valoarea totală a investiției depășește 7 milioane de lei, aproximativ 60% fiind finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Locală, iar restul din bugetul județean. Constructorul a promis că până la sfârșitul lunii se va turna și cel de-al doilea strat de asfalt, pentru ca apoi să se lucreze la șanțuri, rigole și podețe, urmând ca întreaga lucrare să fie finalizată în această vară.